Piața România, bună dimineața, Roșier de Vede. Și bine v-am găsit la un nou episod din vlogul de ieri. Ăsta este 20, vlogul de ieri 20. Și haide să mergem să ne întâlnim cu ei. Am plecat de acasă. Astăzi o să mergem iar la lacul ăla, unde am făcut filmarea cu gitară de ieri. O să mergem tot la locul ăla și după ce o să mergem la locul ăla, o să mergem să ne întâlnim cu Manoi. Bă, Edi, a făcut și el 1000 de abonați. M-am sfârșit, l-am așteptat momentul ăsta. Dacă ați intrat ieri la el pe canal, ați putut observa sketch-ul ăla care l-am făcut. Uitați microfon. Ți-a zis că am luat buretele ăla de la... Mm-hmm. Și-a făcut un microfon. Da, arată... Da, nu știu. Arată profesional. Mm-hmm. Și-l prind asta așa și vorbesc. Alo, alo, recepție. Păi, acum stai. Da, mă, știu că acum... Să vedem cum s-aud. Se aude bine? Da, normal că se aude. Haideți că vă las cu timpul. Azi lumea muncește aici în deal. Și noi decât ne plimbăm și sunt caputorile. Cam de vreun... Cred că are un an sau doi casa aia de când se construiește. Și nici acum nu s-a terminat. Da. N-a fost terminat. Depinde și bani și materiale. Da, dar odată și te apuci să-ți faci o casă, știi, trebuie să ai banii pregătiți, să ai banii acolo da. Puși, știi? Nu să faci un mate din ea și după te găsești că nu mai ai bani să o termini. Da, și o vezi. Asta e cea mai mare prostie. Da, și o vezi și cine știe distrusă, că vin toți oamenii capați care distrug acolo. Logica lui e dat. Da. A luat Tibor. Haide să vedem ce scrie sub capa. Salut. Salut. Îți place canalul? Îți place videoclipul? Dă-i un like. No, nu e timeless. Video, record video. Suntem pe vagon. Pe un vagon. Mergem aici, facem subway surf în viața. Subway surf. Pa, pa. Bă, dar ho, ho. Hai pe aici, vino pe aici. Deci trebuie să-ți iau chitara. Cobori și după îți dau eu chitara. Coboară pe aici așa. Ia chitara. Ușor, iau bine. Ce ai pierdut, mă? Iar faci mult la mișto? Nu. Ce rămân? Îmi simte mai așa de zană și... Păi uite-te, vezi? Poate nu ai ceva. Trepiedul ai? Da, ăla e. Cine știe? Poate mi s-a părut mie că am părut. Cred că ți s-a părut. Și am ajuns și la lac. Mă rog, mai e puțin până ajungem. Dar mă rog, înțelegeți voi. Canalul meu. Și am început
filmarea cu farsele care o să le facem la telefon. Intrăm acum pe site. Pe OLX. Și căutăm la... Ce se face aia? Automoto. Imobiliare, locuri de muncă, electronice, modă și folosețe. La ce se spune? La auto sau modă? Modă, ia vezi. La modă? Modă și folosit. Cerem niște pantofi acolo. Încălțăminte de damă. Nu. La ce? La tractoare. La tractoare, mă, că am zis că la tractoare. Remorci. Păi nu trebuie neapărat să dai, caută tu direct tractoare. Adam. Vezi anunțurile, stai, de căutare și uite, post albastru. Ia vezi, merge. Ia să vedem aici. Fiat. Încărcătorul Fiat. Tu chiar sunt. Tractoraș plus freză. Tractoraș plus freză. Ia arată. O să sunăm la, dar nu știu cum. Nu contează. Sunăm aici la tractoraș. Ia să-l. Și acolo am pizut. Aba. Bă, dar scump e. Arată cu lucru. Sună. A. A, sunt. O, o. Alo? Alo? Aș dori și eu un tractor. De unde? Cum? Am văzut anunțul pe OLX și am văzut că vindeți un tractor. Am văzut anunțul pe OLX și am văzut că vindeți un tractor. Mai este valabil? Da. Că vreau și eu să... Să cultiv păcăm la mine la țară. Tractorul ăla l-am pentru mine personal, l-am de 2 ani de zile. Eu locuiesc în Olanda, doar o dată pe an în România și de aceea îl văd, pentru că nu am timp să mă ocup aici de nimic, pentru că nu locuiesc aici. Eu când l-am luat la vată în ideea să-l folosesc eu. Tractorul e foarte bun. Elia, sigur o să mă pomenească. Bun, păi și... Ca și dumneavoastră, ceva, ceva pentru dumneavoastră, nu cred că l-a duce din Olanda până aici, ca să nu fie mențeabă. Da, păi și merge să cânt la chitară în el? Poftim? Pot să cânt la chitară în tractor? Da, la chitară, nu știu, să vedeți dumneavoastră. Aș vrea să iau și eu gagicile cu tractorul. Cum? Să iau gagicile cu tractorul pe câmp. Bun. A închis? Da, a închis. Din păcate a închis. Să mai sunăm. Da, cam asta a fost cu tractorul. Nu mai sunăm. Ia să vedem. Ia pa să salut, man. Da, mi-a postat cineva un comentariu la videoclipul cu chitară, cred, sau la vlog. Ah, nu, la vlog. Mamă, 15 like-uri acum.
Asta e un coleg de-al meu. A, e de la... Ce, mă, 36 de abonați și nimic? Da. Eu i-am făcut pozele. Bine, m-am găsit la un nou episod. Mai sun, nu? Da, haide să mai sunăm. Mai sunăm. De data asta la de altceva. De data asta sunăm la altceva. Stai să vedem. Altă categorie o să vedem. Nu tractoare, mă. Stai. Tractoare, Zi ceva la care să caut. Chitară. Nu chitară. Ba da, și întrebi acolo, funcționează să atragi gagici dacă... Tragi, mă, tati. Hai că căutăm o chitară. Bă, începe ploaia? Nu. Sună la curea chitară, piele naturală. Sunăm la o curea de chitară, că vrem să ne cumpărăm. Bă, ești nănătos la cap? Taci. Cum ne vede? Mesageria vocală Orange. Înregistrează un mesaj după semnalul sonor. Bă, nu vrea bă să-i dăm... Nu vrea nimeni, mă. Vreau și o curea de aia de chitară și nu vreau. Ce e să fac? România, așa e în România. Vreau să mi-o pun la blugi. Bă, așa se face în România. Da. Ne sună, bă! Ne sună el. Alo? Alo? Bună ziua. Am văzut cureaua aia pentru chitară. Pe OLX. Da. Este în stare bună? La care anume v-ați uitat? Era una cu o... Nu mai știu exact. Stați puțin. Curea, curea chitară, piele naturală, lată de 8C. Da. Întrebarea mea care ar fi, pot să mi-o pun și la blugi? Nu, păi lasă de 8 cm de chitară, nu de blugi. Aaa, eu am crezut că merge și de blugi, că nu, încă am cad pantalonii după mine și nu. Nu, nu pot folosi așa ceva. Ok. Mă, provocări extreme sau provocări în jungă? Provocări în jungă. Acum plecăm de la lac. Sper că v-a plăcut. Sper că v-au plăcut farsele făcute la celor de pe OLX. Și am filmat acum încă un videoclip cu chitara. Trebuie să mă pun să le editez. Și o să apară tot așa mâine dimineață. Suntem aici cu Eddie. Și vreau să ne lăsați provocări și întrebări. Să facem un fel de adevăr sau provocare în junglă aici. La mine o să se numească seria Provocări în junglă. Păi și la mine tot la fel. Păi da, la fel. Vedem, hai. Acum mergem în parc să ne întâlnim cu Vio și cu Valentin. Și cu acest episod eu am fost Nozguitar, aici Eduard George. Nu uitați să lăsați un like, să vă abonați la Nozguitar. Și la Eduard George, a făcut 1005 abonați. 1000 de abonați! Și până data viitoare, ăsta a fost vlogul de ieri, 20, pa, pa.